Ce e cu acest Black Friday, acest vârtej al cumpărăturilor? E de fapt o acțiune de marketing prin care se atrag oamenii la consum, către consum, prin prezentarea unor produse sub prețul lor de producție aproape. Însă sunt bine calculați cei care se ocupă de această activitate și chiar dacă pierd pe partea unor produse de folosință generală, tigăi de exemplu, în acest sens, însă aduc omul în magazinul de electrice sau în magazinul de electrocasnice, ceea ce înseamnă posibilitatea că el să mai lipească și altceva de cumpărat, pe de o parte. Pe de altă parte, se atrage atenția asupra acelei rețele de vânzări, ceea ce este foarte important, este o publicitate. Decât să dai bani să pui un panou sau să faci un spot publicitar la o televiziune scumpă, este mai bine să vinzi ceva foarte ieftin și acel foarte ieftin rămâne în mintea omului ca fiind un loc în care și-a luat ceva, un mare deal, un mare bargain și atunci va reveni. Ăsta este motivul, al doilea motiv sau al treilea motiv pentru care există acest Black Friday. Lucrurile sunt foarte bine calculate. Chiar dacă vei cumpăra ceva care este sub prețul de producție, să știi că ei nu pierd. Ei nu pierd fiindcă vei reveni acolo și vei cumpăra și vor câștiga atunci, pe de o parte, pe de altă parte, atunci când mergi să-ți iei tigaia, e posibil să ți se lipească și altceva de mână și acel ceva să fie cu un profit. În consecință, lăsați-vă păcăliți, că doar asta este și avantajul nostru, că ne cumpărăm mai ieftin, dar nu uitați că este un avantaj evident al vânzătorului.